Bună seara, bine v-am regăsit! Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această ediție este Teodor Cojocaru, consilier local. Bună seara, Teodor! Bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vorbim în prima parte a emisiunii despre refugiații care au ajuns în Buzău. Încă mare parte dintre ei sunt în Buzău, iar Teodor Cojocaru, consilierul local PSD, a fost cel care le-a fost așa aproape în fiecare zi, în fiecare clipă și a încercat să ajungă cu tot ce a fost posibil. Și vreau să ne povestești astăzi, Teo, despre cum au decurs zilele din momentul în care au venit refugiații în Buzău. Cred că momentul culminant a fost când au ajuns cei 300, da? Și ce se întâmplă acum? Da, ai spus bine. Momentul culminant acela a fost. Practic, noi am început să primim refugiați înainte să vină acel tren. Ne-au căutat la primărie, practic erau oameni pierduți, să spun așa, care își căutau un loc unde să stea. Primii au venit la primărie, de fapt, primii i-am găsit pe platou, se plimbau și nu știau ce să facă. Și atunci, cu ajutorul unui ONG din Buzău, care ne-a contactat, am reușit să-i cazăm pentru prima dată. Dar erau puțini la început, i-am cazat la liceul sportiv, unde am găsit o deschidere foarte mare din partea directorului de acolo, domnul Cighir. Și da, 8 martie, ca și o zi bună, să spun așa, în loc să dăm flori soțiilor și familiei acasă, ne-am ocupat în acea zi de refugiați, dar cred că bucuria a fost de 1000 de ori mai mare. Asta și pentru că au fost foarte multe femei, mămici cu copii. În general, 95%, 97% sunt bunică, mamă, nepoți. Cam asta e ponderea în mare parte. Da, ziua aia de 8 martie, o zi, cred că, pe care noi toți care am participat de la primărie, prefectură, ISU, poliție, toate organele abilitate, cred că o vor ține minte. Un tren de 1300 de persoane, unde am urcat în fiecare vagon câte un reprezentant al unei instituții din Buzău, cu câte un traducător, și le-am spus unor oameni care oricum erau foarte obosiți și înfricoșați de ceea ce va urma, că trebuie o parte din ei să coboare. A fost destul de, nici nu știu cum să-i spun, trist când i-am văzut atunci, dar cred că cei care au coborât atunci în Buzău au fost printre cei mai norocoși dintre refugiații care erau în tren. Păi, din 1300, 300 au coborât la Buzău. I-am dus în sala sporturilor unde am făcut o triere pentru că aveam mai multe centre de refugiați și atunci trebuia să îi împărțim. Și din cei 300, mai mult de 130-140 au și rămas în oraș. N-au mai vrut să plece, ei n-aveau de gând să rămână, nici nu știau unde sunt, unde-i Buzău, ce-i Buzău, ce... Dar cred că au descoperit niște condiții foarte bune. Mă rog, e clar că nu-i care e acasă, că n-ai cum. Dar am încercat să facem tot posibilul să-i facem să se simtă ca și acasă. Am avut 4 locații la început, de fapt 3 locații. A fost Hotel Ceres la Monteoro, care a fost și cea mai mare locație, ca o în jur de 200 de locuri. Am avut Hotel B90 și Hotelul Maria din zona Transilvaniei, de care mă ocup și acum 100%, să spun așa. Dacă în celelalte hoteluri au plecat majoritatea, la Hotel La Maria n-au plecat decât din 67, au plecat 8 persoane. Deci au hotărât să rămână aici și de acolo a început aventura. Practic am găsit niște oameni pe care i-am luat ca și niște bebeluși și nu spun un cuvânt mare când zic asta, dar nu știau absolut nimic.
E ca și cum i-ai învățat din nou să mănânce, să vorbească, să meargă, să... Practic niște oameni care aveau un ghiozdan cu două, trei haine și nimic altceva. Dar acum găsim niște oameni, nu știu, nu, fericit, nu știu dacă e un cuvânt foarte bun, dar liniștit cu siguranță e. În astea 3 săptămâni, că mâine se fac 3 săptămâni de când sunt la noi, am încercat să integrăm cât putem de mult în viața de zi cu zi a orașului nostru. Și o să încep cu acel loc de activități de la subsolul hotelului de care s-a scris săptămânile trecute. Practic, educatoarele din Buzău au reacționat imediat și au venit voluntar, fac cu schimb în fiecare zi ca să acorde copiilor de acolo un sprijin. Câți copii sunt acolo? Acolo sunt, au plecat 2, mai sunt 29. Cu vârste cuprinse între? Cel mai mic are 2 ani, cel mai mare cred că undeva 16 ani. Toată paleta, de la clasa pregătită, de la grădiniță la liceu. Pe lângă asta mai avem și câțiva copii, pentru că, așa cum știți, sunt și persoane fizice și ar trebui să mulțumim oamenilor ăstora că și-au asumat faptul că îi găzduiesc pe o perioadă nelimitată în anumite apartamente persoane fizice din oraș. Adică nu firme, oameni, nu, ca oameni, și noi. Da. Exact. Da. Și-au asumat și costurile, și-au asumat și faptul că până la urmă sunt niște oameni pe care nu-i cunoști și nu se știe ce fel de oameni sunt. Și aceile persoane vin cu copiii tot acolo la centrul de activități pentru a mai trece ziua copiilor. Înțeleg că centrul de activități funcționează în continuare, da? Adică da, educatoarele vin și fac voluntariat. În fiecare zi până la ora 11:30 educatoarele sunt acolo. Și după 11:30 încercăm în fiecare zi să mai facem și alte lucruri cu ei. Că mergem la muzeu, că mergem la biserică. Săptămâna trecută ne-a primit prea fericitul la episcopie. În weekend, sâmbătă, au fost la grădina zoologică toți. Avem câteva firme și nu știu dacă e ok să te rog, nume, dar o să dau nume chiar dacă, să le numim. Adică chiar doresc să fac asta pentru că sunt niște oameni care s-au oferit voluntar și nu voluntar doar să participe fizic și financiar și cărora le vreau să le mulțumesc pentru că au fost de un real ajutor. Hoganes, care reacționează instant când îi sun că am nevoie de ceva, vă dați seama că noi ca și primărie, prefectură, îi ajutăm pe partea să doarmă și să mănânce. Dar sunt multe lucruri pe care nu putem să le cumpărăm decât din donații sau ajutor financiar din partea firmelor sau persoanelor fizice. Și atunci, ca să-ți dau un exemplu, Magda, copiilor nu mănâncă mic dejun ca ai noștri. Ei mănâncă, de exemplu, terci sau griși cu lapte. Au alte, alte fiecare obicei, țară, da, chiar și alimentare. Alimentare. Da. Nu ascund faptul că la început s-au simțit destul de rău copiii, pentru că schimbând mediu, schimbând mâncare, e clar că au avut un pic de suferit. Acum ne-am dat pe braț de toți, și ei că mănâncă mâncarea lor, și noi că am rezolvat o problemă, să-i spun așa. Am refăcut o bucătărie a domnului Gago de la hotel. Fetele de acolo au spălat, au aranjat, și cu ajutorul companiilor, și am dat un exemplu mai devreme. O să dai toate exemplele care da, o să dau minte. Pentru că chiar momentele astea cred că e bine să le dai. Și aș face și un apel. În continuare avem nevoie, pentru că oamenii ăștia n-au stat doar săptămânile astea și gata. De fiecare dată noi postăm Centrul Marghiloman, unde primim și donațiile,
postează ce avem nevoie. Că e vorba de un laptop pentru un copil, că e vorba de un cărucior, că e vorba de un pătus pentru bebeluș. Da, ziceam mai devreme că e cel mai mic, are 2 ani, de fapt are 2 luni. 2 luni, am văzut că ați făcut un apel la un moment dat că e nevoie de un pătus pentru un bebeluș de 2 luni și ați făcut rost până la urmă, ați găsit. Da, l-am și găsit. Oamenii reacționează și cred că trebuie să spunem și nu noi ca și primărie sau alt organ al statului, noi ca și oameni trebuie să... cred că România a demonstrat în momentul ăsta că chiar nu suntem țara aia de care vorbesc toți. Niște nenorociți, niște răi, niște... Bine, probabil România... vorbesc cei care nu ne cunosc, da. Probabil. Și probabil și ucrainienii vorbeau înainte și nu spun necunoștință de cauză. Chiar și femeile care stau aici îmi spuneau că lor le povesteau bunicii că în România nu este foarte frumos și că n-au ce să facă. Dar acum cred că s-a schimbat această imagine despre noi. Și cred că am demonstrat că suntem țara care a ajutat cel mai mult până în acest moment, cu toate că resursele puține, da. Da, sunt destul de limitate. Spuneam, vorbeai despre bucătărie, ați refăcut bucătăria la Hotel Maria și acolo gătesc acum femeile din gătesc Ucraina, mamele, da? Pentru copii, da. Bucătăria este deschisă tot timpul zilei, normal. Ele își fac ceea ce au nevoie. Am avut un copil cu probleme la burtic, acum trebuie să-i gătească pe o perioadă mai lungă mâncare fără sare, fără speciale pentru genul ăsta de probleme, și gătesc în fiecare zi. Le-am cumpărat tot ce au nevoie acolo. Hăgănes, MTA-ul, domnul Gagu, fără discuție, este de un ajutor, de un real ajutor. Că am avut, n-au avut, vă dați seama, pentru ele internet acum este foarte important. Pentru a afla ce se întâmplă. Pentru a afla de la soții lor ce se întâmplă. Majoritatea dintre ei sunt în război. Ghinion a făcut, nu știu dacă e ghinion sau noroc, dar majoritatea celor pe care noi îi avem aici sunt chiar din zona cea mai lovită, Mariupol și Nicolaev. Și dacă vorbește acum cu ele și spun că totul e în regulă și soții sunt bine și familiile care au rămas acasă sunt în regulă, peste 5 minute le vezi plângând că li se taie soților internetul și nu mai știu nimic câte 2 zile de ei. Acolo își gătesc, acolo își petrec o mare parte din timp, pentru că este o sală foarte mare unde cred că și-au format și o prietenie între ei, că e normal dacă stau toată ziua acolo. De acolo, din hotel, ca am văzut și săptămânile trecute, au plecat și pleacă și primele femei să lucreze. Practic, 2 dintre fete pleacă la ajutor de bucătar la domnul Gagu. Practic gătesc tot pentru ele. Că da, oricum vor să aibă un loc de muncă. Vor să aibă că majoritatea un loc de muncă vor să și aibă. Ce am apreciat cel mai mult e faptul că ele spală hotelul singure. Deci nu au zis, ne-au cerut în prima zi când au venit, a doua zi când au venit, m-au rugat foarte mult să le dau produse de curățenie. Că vor să-și facă curat. Am crezut că doar în cameră, dar de fapt hotelul e impecabil. Pentru că au zis că ăsta e un măcar atât pot face să dea înapoi celor care le-au ajutat să stea acolo. Dar proprietarul hotelului a hotărât ca una din fete să o și angajeze. Nici n-a vrut să audă să se facă ele singure și îi mulțumesc pentru asta. Încă 2 fete lucrează la, or să lucreze la el la bucătărie și au făcut actele, cred că acum zilele astea încep. La Hăganes, 2 dintre ele merg să lucreze la un laborator. Problema cea mai mare, din păcate, este limba. Comunicarea, aici, da. Comunicarea ne bate rău, să spun așa, pentru că pentru mine e mai simplu că tot timpul am traducător cu mine și aș vrea să-i spun Argentinei că este de un real ajutor pentru mine în viața de zi cu zi. Și atunci mă înțeleg mai ușor cu ele,
dar cu cei din jur, din păcate, doar cu telefonul, dar știi cum e, până scrii mesajul, până stai, de multe ori nu traduce cum trebuie, te uiți de oare ce vrea să zică. Și atunci sper încet, încet să înveți. Au început. Bună dimineața, bună ziua, salută, dar e greu. Limba noastră nu are nicio legătură cu limba lor, adică sunt diametral opuse. Și Am văzut că au fost la un moment dat copiii și la o expoziție la Muzeul Județean invitați. da, a fost ideea domnului Costache, m-a sunat și m-a întrebat dacă m-ar interesa. Bineînțeles că eu accept orice ajutor din partea oricui vrea să-l dea. Am fost de 2 ori chiar la muzeu. O dată am vizitat muzeul, iar și a doua zi a fost un centru de robotică unde copiii au putut să-și pună și niște ochelari VR, niște mașinuțe din astea mergeau cu ajutorul mâinii. Foarte mișto, s-au bucurat foarte mult. Și urmează să mergem și la Colți, la muzeu acolo, știți că există Da, muzeul acela la Colți, urmează să mergem și acolo. Da, oamenii, noi trebuie să facem diferența și dacă urmează să mă întrebe, să-ți răspund înainte, că e o întrebare pe care mi-o pune toată lumea și pe care nu neapărat că o detest, dar mi se pare prea mult să pui întrebarea asta. De ce nu-i ajutăm pe ai noștri și de ce îi ajutăm pe ucrainieni? Este o dar nu te întrebare. întrebam asta astăzi. Știu că ajutați acolo unde e nevoie de ajutor. Da, noi îi ajutăm și pe ai noștri. Numai că diferența e că ai noștri ar trebui să mai vrea și să muncească, pentru că tot timpul și pe Facebook și pe diferite canale, noi de ce nu muncim? Păi avem peste 1.000 de locuri de muncă libere la AJOFM. Cine merge acolo poate să vadă. În schimb, oamenii ăștia nu mai au nimic. Adică e o diferență enormă între ei și fără să... Adică nu-mi doresc să intru într-o polemică pe tema asta. Nu, Este doar... oricum nu se poate Nu. compara un om care fuge Nu. din zona de război și nu știe dacă o să-și mai găsească atunci când se va întoarce casa și locurile în care a crescut și a trăit. E o diferență enormă și oricum cei care te întreabă asta sau întreabă în general, cred că de obicei nu ajută. Se Nu. așteaptă tot timpul ca alții să Da, ajute exact. și aici e o diferență mare. Eu îți mai spun așa, este doar o propunere pe care o să o fac și domnului primar. Acum 15 ani, 20 de ani, părinții noștri, eram mici la vremea aceea, plecau în diferite țări pentru un trai mai bun al nostru, al copiilor. Este șansa noastră să aducem ucrainieni, nu neapărat în Buzău, în țara noastră. La ei salariul minim este 115 dolari, adică infinit mai mic decât în România. Din păcate vedem că zona rurală în România se depopulează și din punctul meu de vedere într-un ritm alert și nu se face nimic pe tema asta. Este șansa noastră să aducem niște oameni care își doresc să muncească. Chiar cred că o să aveți și voi un material cu o profesoară de vioară. Da, chiar până în pauza de Da. publicitate o să urmărim Sunt și. oameni, nu sunt oameni care nu munceau acolo. Avem notari, avem oameni care lucrează în domeniul agriculturii, avem profesori. Adică avem problema asta cu bariera lingvistică, dar nici părinții noștri acum 20 de ani când au plecat în Germania cu un geamantan în spate, nu știau germană și s-au descurcat. Cred că am putea și pe partea asta, cred că am putea să ne gândim și la o... Pentru că am văzut săptămâna trecută un domnul primar invita oamenii la recensământ acum. Avem problema asta că Buzău, din punctul meu de vedere, cu siguranță va fi sub 100.000 de locuitori. Și punctele alea pe care le luăm pentru a lua bani prin fonduri europene, o să fie infinit mai mici, că o să cădem de la un oraș mijlociu la un oraș mic. Și atunci o să avem probleme în atragerea de fonduri.
Avem o șansă acum, pentru că oamenii de care vorbesc, ucrainienii care sunt acum în Buzău, nu mai au case. Care e starea copiilor? Cum i-ai văzut așa, e transformându-se foarte... din prima zi de când au ajuns în Buzău până acum? Da. Nu știu dacă se vede, că am niște poze, dar nu știu dacă... E târziu acum, dar data viitoare, când îi le trimis din timp, o să le punem pe ecran. Sunt foarte bine. Adică de la starea de depresie în care erau, pentru că e clar că erau copii veniți după 5 zile, stat numai pe drum, fără să doarmă, mutat din autocar în tren, din tren în mașină, din mașină pe bac să treacă granița. Adică într-o stare foarte proastă la vremea respectivă. Acum sunt copii care se bucură de ceea ce au, așa cum am spus și mai devreme, chiar dacă nu sunt acasă, mesajul nostru către ei tot timpul să se simtă ca acasă. Dacă au nevoie de orice, chiar astăzi una din companiile care ne ajută a fost și a dăruit o chitară unuia dintre ei, pentru că de 2 săptămâni un voluntar, un elev de la liceul de artă, o dată pe săptămână face curs cu el la chitară, câte o oră, și mulțumesc, Robert, pentru asta, dar nu avea chitară. Și atunci am vorbit cu firma respectivă dacă ar putea să mă ajute și imediat au fost, au cumpărat o chitară și i-au dus-o. Practic, comunicarea între oameni și cred că momente din astea mai dificile, cred că e mult mai ușoară și cred că nu o să mai ține, nu mai e nicio, ai o limită a bunului simț, dar cred că nimeni nu mai își pune problema că, uite, vrea ceva, dar de ce vrea, dar când știu că pot să ajute, tot timpul ajută. Și noi, cei implicați, eu alături de colegii care mă ajută de la Centrul Marghiloman și voluntarii care sunt aproape zi de zi alături de noi, am apreciat orice bun adus de oricine. Chiar un doctor din Buzău săptămâna trecută a venit și le-a dat la fiecare familie câte 100 de lei. A zis, vreau să le dau, poate își doresc și ei să-și cumpere un pachet de țigări. Că nu au. Și am zis, ok, dar cum vă numiți? Nu a vrut să-mi zic. A zis, ce contează cum mă numesc? Am aflat pe aia cum se numea, dar a fost un gest, adică sunt gesturi care se fac. Dacă tu crezi că ar vrea să știm și noi, poți să-i spui numele, dacă nu. Îi știu doar prenumele, domnul Stelian, nu știu numele de familie. Da, felicitări, domnul doctor. Da, felicitări. Chiar și se fac foarte multe lucruri fără ca oamenii să-și dea nume. Și cred că asta trebuie să înțelegem toți, că nu facem nimic, adică e și vorba aia, nu e nimic după tine. Astea sunt niște lucruri pe care le faci pentru suflet, nu pentru a-ți arăta cineva în schimb. În schimb, exact. Și chiar toți dintre noi, și încă o dată le mulțumesc colegilor mei, toți le facem atât cât putem, pentru că fiecare dintre noi mai avem și alte joburi, dar ceea ce facem, o facem să fie bine. Adică e clar că fără niciun interes ascuns sau că apar tot timpul, vezi câte un mesaj, te și întristează când îl vezi, pentru că atunci când știi că muncești fără să ai nimic ascuns în spate și vezi cât un mesaj din ăsta de te dă înapoi, pentru că te dă indiferent cât de tare ești sufletește, la un moment dat tot zici, păi, dar ce-am făcut să merit asta, să spun așa? Dar mergem înainte și eu le promit refugiaților că atât timp cât vor sta aici, că va mai fi o lună, din punctul meu de vedere vor mai sta mult. De Paște, probabil că vor fi tot aici, nu? V-ați cu siguranță. Gândit să organizați ceva pentru ei? Ne-a invitat Arhiepiscopia la Ciolanu în noaptea de... La mănăstire. Da? La mănăstire. Cu siguranță o să mergem acolo. În săptămâna de dinaintea Paștelui, în săptămâna mare, din nou, Episcopia ar vrea să le dea mâncare de post, pentru că din păcate nu putem să facem mâncare de post, că nu țin toți post și atunci trebuie să... Trebuie să făcută mâncare pentru toată lumea, dar nu putem să facem meniuri o porție, separate. Exact, pentru unul ceva, pentru... Și atunci, în săptămâna mare, ei vor da mâncarea
de post și totul va culmina cu, da, cu ziua de Paști, când vor merge la mănăstire la celălalt. O să mai povestim în a doua parte și chiar te rog să mai povestești ce se întâmplă acolo și întâmplările pe care noi nu avem cum să le cunoaștem, dar tu, pentru că ești tot timpul lângă ei, le știi foarte bine. Dar până să vedem filmulețul pe care mi l-ai trimis, vreau să-mi povestești un pic. Doamna care cântă la vioară, era, mi-ai spus înainte de emisiune că era un cântec chiar pentru tine, nu? E un cântec de mulțumire, eu nu înțeleg. Da. E un cântec de mulțumire pentru noi, cei care i-am ajutat. Povestea doamnei care este? Este o doamnă cu doi copii, și cu mama, și mama dânsă este aici. Urmează să se angajeze și este una din cele două doamne care vor merge la Höganäs, la laborator. Este profesoară de vioară în Ucraina. Și acum, nu știu dacă ar trebui să zic sau nu, mai sunt două doamne care cântă, de fapt o adolescentă și încă o doamnă, și chiar aș vrea să facem un, probabil la Marghiloman, un concert din ăsta micuț pentru oamenii care au tot dăruit pentru ei, ele vor să recompenseze într-un fel și cred că în perioada următoare o să punem în scenă un mic concert pentru că este felul lor de a mulțumi nouă. Frumos. Haideți să urmărim momentul. După publicitate revenim apoi. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu Teodor Cojocaru, consilier local. Vorbim puțin despre refugiații din Buzău. Îmi spuneai, Teo, că au rămas la Hotel Maria, de exemplu, peste 50 de persoane, da. Și mulți copii, multe mămici, bunici, care s-au acomodat așa încât se simt ca într-o familie acolo. Îmi spuneai în pauză și o să spun eu, că știu că tu nu vrei să spui, că deja copiii când te văd vin și te iau în brațe și se bucură enorm că vii acolo. Oricum vii în fiecare zi la ei, nu? Mergi, da, acolo. În general, da, ne vedem în fiecare zi. Sau în perioada când Argentina mă sună, pentru că ea ține legătura, acum a făcut și un grup de WhatsApp cu ele și vorbesc ce mai au nevoie. Translatorul, da? Traducătorul. Translatorul nostru. Uh-huh. Dar, da, în fiecare zi, am uitat să spun în prima parte că avem și primii doi copii care sunt la școală, la școala 11, unul clasa 5-a, unul clasa 7-a. Și cum se descurcă? Știu engleză, vorbesc foarte bine engleză amândoi și știi că elevii știu engleză, nu trebuie neapărat acum să facă temele, e doar un mod încet, încet de a integra, că nu poți din prima să integrez. Chiar îmi spunea mama fetei de clasa 7-a că după prima zi de școală a primit 100 de cereri pe Instagram de la elevii, de la colegii, de la ei, colegi, să spun. Da. Zice, a fost o zi minunată. Atâtea cereri nu a primit niciodată.
cred, nu știu, n-am Instagram, dar cred că 100 într-o zi, cred că e destul de mult, da, să primești, da, așa, într-adevăr. Indiferent de, cred că sunt și persoane publice care nu primesc atâta într-o zi, deci cred că pentru copii și acum încercăm să integrăm și pe ceilalți mai mari la școală și la liceu, pentru că e clar că nu puteam din prima săptămână, că au avut nevoie în primul rând de un moment de acomodare cu noua locuință, să spun așa, dar începem. Mai sunt câțiva dintre ei fac școala online în Ucraina, probabil. Asta voiam acolo să te întreb, încă mai sunt probabil, da, învățători, profesori, da, care online pot să continue lecțiile. Exact. Adică în principiu, fac cei care sunt în ciclul primar, pentru că sunt doar cu un singur învățător sau cum se numește, profesor, cum se, da, numește la ei. Dar da, încă mai sunt. Haideți să vorbim puțin despre donații, pentru că știu că la centrul Alexandru Marghiloman s-au strâns foarte multe bunuri oferite de către buzoieni. Spune-mi de ce ar mai fi nevoie acum. În momentul ăsta suntem destul de bine. Am trimis și două camioane în Ucraina cu ajutorul Crucii Roșii România. Mare parte din donațiile am trimis acolo direct, pentru că din Ucraina ne vin liste cu lucruri de care au nevoie. Acum în mare parte au nevoie de lucruri pe care persoanele fizice nu prea le mai pot cumpăra, și aici mă refer la medicamente, antibiotice. Practic aici trebuie să discutăm cu lanțul de farmacii mai mult. Le-am tot ce au avut nevoie, și aici vorbesc că oamenii au donat de la haine până la prima, a fost prima parte atunci când a venit foarte multă mâncare. Noi am luat-o pentru că eram la început și nu știam exact cum o să fie, cum o să dăm, câți ori să fie. Și atunci imediat ne-am recalculat prioritățile, să spun așa. Și am luat doar ce tot timpul colegii mei de la Centrul Marghiloman scriu pe Facebook. Am avea nevoie de un cărucior, am avea nevoie... Nu vrem lucruri în plus față de ce avem nevoie, pentru că nu vrem nici oamenii să-și cheltuie banii pe lucruri, nu vreau să le zic inutile, dar pe lucruri de care n-au nevoie oamenii aceștia. Practic, cel mai mult avem nevoie de haine. Pentru că ei au plecat din Ucraina cu o geacă groasă, că era mijlocul iernii, acum o lună și ceva când au plecat de acasă, și o pereche de pantofi și o pereche de pantaloni sau ce au luat repede pe ei. Și acum când s-a încălzit, ei au nevoie de haine mai subțiri. Practic, aici cred că suntem un pic în minus. Dar am avut din nou firmele care au fost alături de noi. Episcopia, o pun tot în... Tot mă repet, pentru că chiar sunt impresionat de gestul pe care l-au făcut. Săptămâna trecută a donat fiecarei familii un cart la Decathlon de câte 1000 de lei, unde ei au mers și au cumpărat ce au avut nevoie. Pentru că mă întreabă foarte mulți, Teo, dar ce haine au nevoie? E foarte greu, pentru că o femeie poartă un număr, un copil poartă un număr. Copil de 7 ani, băiat de 7 ani, nu înseamnă aceeași măsură ca un băiat de 7 ani în România, sunt mult mai dezvoltați. Sau între ei, probabil, da. Sunt diferențe de la sunt diferențe, copil la copil, exact, de la om la om. Și atunci îmi e foarte greu să zic că am nevoie de o geacă măsura S sau măsura nu știu ce număr. Și am, cu toate firmele am căzut de acord că cel mai bine e, băi, dacă tot vreți să faceți o donație, luați câte un card, de ce sumă vă permiteți voi să luați, și atunci e mult mai ok, pentru că până la urmă poate îi duc o geacă, dar poate nu-i place geaca, sau mă rog, ei primesc orice, să nu fiu înțeles greșit. Da, 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 sau probabil aleg, că sau... nu, dar poate nu e îmbrăcămintea respectivă, exact, nu se simt bine. Și atunci mai bine îi dau 100 de lei, se duce și își ia un plover așa cum vrea să-i fie ploverul respectiv. Și spuneai că Arhiepiscopia a donat pentru fiecare, da, familie pentru fiecare de 1000 familie de lei. Da. Și Hoganes pentru fiecare persoană câte 150 de lei. Practic o familie compusă din 3 sau 4 membri, cam așa avem, depinde. Dacă e bunica cu mama și cu doi copii,
Însemna 600 de lei, să zic așa, pe familie. Și de asta aș avea nevoie cel mai mult. Adică restul, tot ce au avut nevoie, ei au și condiții foarte bune la hotel. Adică au în cameră și frigider și cuptor cu microunde, au o mini bucătărie, dar așa cum discutam în prima parte, ei au bucătăria jos unde își pot face dacă au nevoie de ceva special de mâncare. Dar la îmbrăcăminte e un pic mai dificil și am primit donații de la pături, perne, Era și perioada aceea în care era nevoie de da, așa ceva. Da, au fost foarte bune, da. Foarte bune. Am luat și noi aici în Buzău, dar am și trimis o mare parte, am și trimis mai departe, saltele, am trimis foarte mult în Ucraina. Da, încercăm pe toate fronturile, dar da, dacă oamenii mai vor să doneze, să nu doneze lucruri doar de dragul de a dona. Și nu vreau încă o dată să fiu înțeles greșit, dar chiar ar vrea să cumpărăm exact ce au ei nevoie. Să nu mergem să le dăm doar de dragul de a da. Și uite, de exemplu, am dus câteva boxuri de suc săptămâna trecută. Nu le dau la copii suc. Că au probabil așa de obiceiuri, da. Spuneai, că da. Mănâncă oricum altfel. Exact. Cam ce mănâncă? Ce ți-ai dat seama că mănâncă? Și copiii și adulții, păi, cam ce mănâncă de obicei? Păi la micul dejun e clar că când mi-a zis Argentina că ei mănâncă terci, eu în copilărie țin minte, cum făceau bunicii, terci era ăla, laptele cu restul ăla de mămăligă după tuci. Așa era terciul la noi. Nu, la ei este terciu este din apă cu semințe de, nu știu, să zic. Cu tot felul de cereale, da. Probabil, da. Și atunci am fost așa un pic, păi, dar unde găsim? Norocul, Argentina e de Republica Moldova și au cam aceleași obiceiuri și atunci a fost ea și le-a cumpărat ceea ce au avut nevoie. În rest, nu fac, adică nu spun, dar din potrivă, gestul ăsta trebuie să-l mai durează doar 30 de secunde. Te rog, păi despre asta vorbim. Au venit și mi-au zis după prima săptămână că ne mulțumesc foarte mult pentru mâncarea pe care le-o dăm, dar este foarte multă și ele nu pot să o mănânce și dacă știm un centru de bătrâni unde ar putea să doneze acea mâncare, adică... Adică voiau să doneze mai departe la rândul. Exact, adică gesturile astea sunt gesturi, nu știu, ale unor oameni normali, te da. Că până la urmă cred că sunt gesturile pe care le face orice om care trăiește o viață decentă, dar știe ce înseamnă să ai nevoie și să poți oferi sau să poți primi la un moment dat. Avem aici, nu avem numai oameni care n-au avut bani în Ucraina, avem câțiva oameni și care se vede că au avut bani, se vede, na, și după îmbrăcăminte și după accesorii, se vede că aveau bani și care nu s-au ascuns. Îmi spunea cineva că avea o casă foarte frumoasă în Mariupol, dar acum apreciază camera asta în care stă de 10 ori mai mult decât casa pe care o avea acolo, că e locul unde nu se, adică are unde să stea, ceea ce, na, pentru noi e, astea sunt momentele când trebuie să apreciem mai mult ce avem. Că nu se știe niciodată. Cu vreau să asta... te întreb, și nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar vreau să-mi spui, pentru că îmi povestea cineva tot din echipa voastră că la un moment dat, împreună cu o parte dintre refugiați, mulți dintre ei copii, au pe drum cu mașina, s-a stricat mașina, au mers undeva să fie făcută o pană și în momentul în care s-a auzit un zgomot mai puternic, copiii imediat și-au pus mâinile la urechi. Înțeleg că traumele sunt mari și printre copii, nu numai printre adulți. Da. Dacă există vreun ajutor pe parte psihologică sau v-ați gândit să le oferiți vreun suport de felul ăsta? Da, am început acum să lucrăm cu o echipă de psihologi, tocmai pentru a vedea, eu nu mă pricep la partea asta, dar ei trebuie să ajungă la punctul ăla unde e clicul ăla pe care trebuie să-l spargă. Da, nu e o poveste, e o realitate. În momentul când a făcut pană o familie de ucrainieni și în momentul în care la service a pornit pistolul acela de scos șurubul de la roată, ei au început să plângă și să-și pună mâna la urechi.
Cred că este un lucru normal pe care l-au făcut. Noi n-am mulțumit lui Dumnezeu, nici n-am trăit în perioada când a fost război în România, noi doi cel puțin, nici nu știm cum e acolo, dar cred că e un lucru pe care și noi e un lucru normal, adică, mă rog, nu e normal, dar am fi reacționat la fel, pentru că e clar că oamenii aia îmi povesteau că mergeau printre bombe și printre găuri în șosea. Sunt niște povești care te marchează, dar care îți dau și putere să mergi mai... Pentru că probabil dacă îți povestesc că ce bine să distrau și ce frumos era la plajă și așa, poate n-ai mai dat atâta importanță problemelor pe care le-au. Că zici, bă, altă weekendul ăsta am fost cu familia la mare. În Mamaia, să știi că e altă lume față de lume pe care o avem noi aici. Mă refer la ucrainieni. Cu mașini foarte scumpe, foarte mulți ucrainieni. Da, da, te întreb pentru că am văzut zilele trecute fotografii cu refugiații din Mamaia care au curățat plaja de gunoaie din propria inițiativă și au cumpărat singuri sacii și tot ce aveau nevoie, uneltele respective, și au curățat toată plaja de gunoaie, fără să le spună nimeni nimic. Două lumi diferite. Da. Și mă plimbam cu soția mea și cu băiețelul pe faleză în Constanța, în zona cazinoului, și chiar soția mea mi-a spus: dacă ne oprim acum și ne așezăm pe o bancă, o să vedem aici toate hainele de firmă posibile pe ucrainieni, pentru că erau, și se vede, erau cei care probabil au plecat cu bani foarte mulți din Ucraina și care își permit acum probabil să stea la niște hoteluri bune din zona Mamaia Constanța. Să știi că sunt hoteluri în Mamaia, iar te întrerup, care fac exact ce faceți voi aici în Buzău. Da, adică hoteluri, știu un hotel de 4 stele care oferă găzduire și masă refugiaților pro bono, adică fără să aștepte bani. Dar sunt mulți care și-au închiriat. Și e normal să-și închirieze, pentru că oamenii, din ce am înțeles, Odessa este un fel de Mamaia a Ucrainei. Tot așa, pe malul mării, cu multă distracție vara, și exact asta am văzut și aici. Și e și cealaltă parte, exact cum ai spus tu, care au făcut pro bono, au curățat plaja. Ei vor, și le văd și aici pe femeile care stau, ele vor să recompenseze într-un fel pentru binele pe care noi îl facem pentru ei. Adică am acolo o bunică de 60 ceva de ani care în fiecare dimineață mătură toată curtea hotelului, în conținut în care este perfect curat. Dar cred că o mătură doar să ne arate, păi uite, eu vă dau ceva înapoi pentru binele ăsta pe care voi îl faceți. Și atunci, te bucură lucrul ăsta și te bucură că vezi, așa cum am văzut mai devreme și pe profesoara de vioară, că ei nu uită, adică sunt profund recunoscători pentru ceea ce facem pentru ei și cred că asta e cel mai important, când îți dă înapoi un lucru nesemnificativ pentru ei probabil, dar foarte important pentru tine ca și persoană. Aș vrea tare mult să mai facem o emisiune așa până sărbătorile de Paște, să ne povestești cum vă pregătiți acolo la hotelul Maria pentru sărbătorile pascale, ce obiceiuri au ei, cum deveniți așa o familie. Pot să discut cu ele, dar acolo să trebuiască să avem și traducător, să ne povestească poate chiar una din doamnele de acolo. Ar fi extraordinar, da. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult pentru că ai venit astăzi și ne-ai povestit așa câteva dintre momentele care știu că sunt extrem de emoționante și pentru tine și pentru toți cei care ajută acolo. Aș vrea să nu facem, pentru că sigur sunt oameni care acum se gândesc la ce ai spus tu cu hainele de firmă, că de ce îi ajutăm când ei au bani. Este exact ce am discutat mai devreme. Da, bombele sunt... Din păcate, cad fără să țină cont de mașinile de lux sau de sărăcia celui care stă în casa respectivă, iar cei care au bani vin și investesc în România, așa că tot pe noi ne ajută. Cei care au nevoie de ajutor, e bine că putem să îi ajutăm. Lidl-ul din Mamaia, Kaufland-ul, cel puțin pe unde am fost eu în weekend, erau pline de oameni care până la urmă
își cheltuie banii în România la sfârșitul zilei. Și ai punctat foarte bine. Nu contează latura financiară pe care au avut-o în țara lor, aici nu mai au nimic. Adică ei sunt, din păcate, toți egali, pentru că ei au plecat fără că unul avea o mașină, nu știu ce mașină, unul a plecat cu trenul, aici când au ajuns, toți sunt la fel. Și când se uită în spate, probabil că nu mai au unde să se întoarcă. Da. Mulțumesc mult, Teo, și spor la treabă în continuare să faceți bine și de acum înainte. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi. Seară bună, la revedere!